Protestul celor câtorva tineri din Rădăuțe a început în zona statuii lui Bogdan I. Înarmați cu pancarte, cu mesaje pro-natură, cu steaguri tricolore și chiar tricouri și benere tipizate, protestatarii s-au alăturat celor din restul țării în lupta împotriva proiectului de exploatare aurului la Roșia Montana. Pe natură! Nu șanură! Pe natură! Victor Ponta nu uita, va veni și vremea ta. La un moment dat, protestul a cuprins și un marș, mai mult sau mai puțin tăcut pe străzile și prin parcul din Rădăuți, când liderul grupului le-a cerut protestatarilor să respecte dorința autorităților și să mărșăluiască în liniște. Roșia Montană, uniți, salvăm! Roșia Montană! Astfel, Rădăuțul s-a alăturat zecilor de orașe din țară care militează împotriva proiectului de la Roșia Montană.